Bună ziua, doamnelor, domnilor! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna ianuarie. Ședința se ține atât în format fizic, cu prezență în sală, cât și în format online. O parte din colegi sunt în mediul online, o parte în sală. Prezența este 100%. Domnul președinte, vă rog, aveați. Bună ziua! Avem ordinea de zi câteva suplimentări. Dacă sunteți de acord, supunem la vot. Dacă nu o ordine de zi, că au fost suplimentată cu 4 puncte. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Nu mai unitate. Voturi. Deci putem începe, da? În conformitate cu prevederile articolului 133 alineatul 1 și articolul 134 alineatul 1, litera A, din Ordonanța de Urgență 57 din 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești, județul Bacău, numărul 15/25/2022, vă invităm să participați la ședințe ordinare a Consiliului Local al orașului Dărmănești, ce are loc în ziua de luni, 31/1/2022, cu prezența fizică sau prin mijloace electronice, începând cu ora 13, ședința pe comisii, și cu ora 14, ședința în plen. În sala de ședință a Primăriei Orașului Dărmănești, având proiectul ordine de zi următoarele puncte. La primul punct, aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare din 31/1/2022. Cine este pentru? Colegii, nu mai am. În unanimitate s-a aprobat ordinea de zi. Aprobarea, punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27/12/2021. Cine este pentru? În unanimitate. La punctul numărul 3. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 19/1/2022. Cine este pentru? La punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al UAT Dărmănești a deficitului secțiunii de dezvoltare sursa pe anul 2021. Inițiator al proiectului primarul orașului Dărmănești. Aici avizează Comisia de Buget Finanțe. Avizul a fost favorabil. Avizul a fost favorabil. Câteva precizări vreau să fac aici. Spunem noi că se aprobă acoperirea definitivă a excedentului bugetar local al UAT Oraș Dărmănești, a deficitului secțiunii de dezvoltare sursa pe 2021 cu suma de 1.003.716 lei din excedentul secțiunii de funcționare sursa A. Sigur că în cursul anului, așa cum spuneam și pe comisie, în cursul anului 2021, noi am apelat la excedentul pe care îl avem constituit la nivelul UAT Oraș Dărmănești și care are destinație finanțarea proiectelor de investiții ale orașului Dărmănești. De acolo avem, eu știu, sursă de finanțare și pentru cofinanțări și așa mai departe. La sfârșitul anului 2021, noi am făcut o analiză a sumelor pe care le-am cheltuit, am văzut ce sume disponibile avem, ce excedent avem și prin acest proiect de hotărâre venim să acoperim definitiv excedentul bugetului la secțiunea dezvoltare sursa. Practic venim și reconstituim acel fond de rezervă pe care noi îl avem la nivelul UAT-ului pentru a ne putea finanța o parte din investițiile anului 2022. Facem acest lucru acum, pentru că în luna februarie vom aproba bugetul local pentru 2022. Pe lista de investiții a bugetului se vor regăsi o parte din proiecte care își regăsesc la rândul lor finanțare în aceste excedente. Dacă sunt întrebări, dacă nu spuneți la vot. Cine este pentru? Colegii numai? Pentru. Deci, în unanimitate s-a aprobat proiectul numărul 4. Trecem la următorul proiect, numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune pentru aplicare strategiei Guvernului României de incluzie a cetățenilor incluziunea cetățenilor romani, aparținând minorităților romilor, la nivelul ATI Dărmănești pentru anul 2022. Inițiator primarul Dărmănești, pe comisii, avizează Comisia Juridică, a fost favorabil, domnule primar. Foarte pe scurt, am să glumesc pentru că era vorba de cetățenii romani, nu de cetățenii romani. Da, foarte pe scurt, în fiecare an se aprobă acest plan local de acțiune pentru aplicarea strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților și în special celei minorității rome. Sigur că, spuneam și pe comisii, colegii din Biroul de Asistență Socială au întocmit acest plan local de acțiuni, sunt extrase din legislația în vigoare, sunt măsuri și indicatori pe care trebuie să-i atingem, sunt termene stabilite în acest plan, cine răspunde și așa mai departe și, foarte important, sursa de finanțare. Deci toate aceste acțiuni pe care noi le-am cuprins în planul de acțiune necesită și resurse financiare și sigur că, așa cum spuneam mai devreme, la aprobarea bugetului local se va ține cont de sumele necesare pentru a putea implementa planul local de acțiune pentru aplicarea strategiei Guvernului României aferent anului 2022. Dacă aveți întrebări... Supunem la vot. Cine este pentru? Pentru. În unanimitate? S-a votat și proiectul numărul 5. Trecem la numărul 6. Proiect de hotărâre pentru însușirea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul al doilea anului 2021. Inițiator proiectului primarul orașului Dărmănești, Comisia Juridică a dat avizul favorabil. Domnule primar, aveți... În fiecare an, în fiecare semestru, trebuie întocmit un raport privind activitatea desfășurată de asistenții personale ai persoanelor cu handicap grav. Astăzi vorbim de raportul aferent semestrului 2 al anului 2021. Și sigur că în anexa care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre, aveți detaliat raportul întocmit de către colegii din Biroul de Asistență Socială și vedeți aici fiecare, eu știu, punct este atins, are la bază legislația în vigoare și amintesc aici hotărârea Guvernului României 1268 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 448. Și avem detaliat absolut tot ceea ce ține de numărul de asistenți personal, situația lunară, pe fiecare lună în parte. De asemenea, avem evoluția numărului de persoane cu handicap grav care au optat pentru acordarea indemnizației la nivel de oraș Dărmănești. Un raport care vine cumva să concluzioneze activitatea pe care colegii din Direcția de Asistență Socială au desfășurat-o la nivelul semestrului 2 al anului 2021. Este un raport, la fel, care după aprobare va fi comunicat și celor îndreptățiți să aibă acces la acest document și care vine să scoată în evidență eficiența sau ineficiența activității de asistență socială la nivel de oraș de Dărmănești. Dacă sunt întrebări... Dacă nu, supunem la vot pentru proiectul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Deci, în unanimitate, s-a aprobat și proiectul numărul 6. O să trecem la următorul proiect, numărul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 74 din 29/7/2021 privind acordarea unor facilități fiscale în sensul anulării acestora în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31/3/2020 datorate bugetului local orașului Dărmănești. Inițiator proiectului primarul orașului Dărmănești. Comisia de Buget și Finanțe a dat avizul favorabil. Câteva precizări am să fac și aici. În decembrie 2021, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență 130 și 131 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative. Mai exact, este vorba despre posibilitatea de a achita debitele restante la 31 martie 2020 fără a plăti majorări și penalități de către persoanele fizice și juridice. Vechea ordonanță de urgență dădea ca și termen de plată a debitelor restante la 31 martie 2020 data de 31 decembrie 2021. Prin ordonanța 130 și 131 se prorogă aceste termene până la 31 iunie 2022. Adică legiuitorul a oferit șansa celor care până la 31 decembrie n-au achitat acele debite să prelungească cumva perioada de plată până la 30 iunie 2022. Prin acest proiect de hotărâre de Consiliul Local, noi modificăm și completăm hotărârea 74 din 29 iulie 2021, care reglementa acest lucru. Oferim și noi posibilitatea persoanelor fizice și juridice care încă mai au datorii la bugetul local la 30 martie 2020, spuneam, oferim această facilitate de plată până la 30 iunie 2022 prin anularea acelor majorări și penalități. Deci toți cei care sunt interesați prin acest proiect de hotărâre pot să-și achite doar debitele. Dacă își achită integral acele debite, sunt scutiți de majorări și penalități care de multe ori sunt duble sau chiar triple decât debitul. Mai exact, sunt persoane care au 1000 de lei datorii și au total de plată 4-5.000 de lei. Înseamnă că 3.000-4.000 de lei sunt majorări penalități. Scapă de acele debite în condițiile în care își achită baza. Dacă sunt întrebări? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Colegii? Da? Pentru, da. În unanimitate, s-a votat și proiectul numărul 7. O să trecem la proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de înfrățire între orașul Dărmănești, județul Bacău, din România, și satul Corlăteni, raionul Râșcani, Republica Moldova. Inițiatorul proiectului primarul orașului Dărmănești. Toate cele trei comisii, juridică, urbanism și finanțe, au dat avizul favorabil. Da. Câteva precizări am să fac și aici. Avem o solicitare din partea, o scrisoare de intenție pentru acord de cooperare și înfrățire din partea unui primar, unui Consiliu Local din Republica Moldova și vorbim aici de Consiliul Corlățeni din raionul Râșcani, Republica Moldova, care în data de 27 ianuarie 2021 a transmis această scrisoare de intenție privind încheierea unui acord de înfrățire între localitatea Corlăteni, din, așa cum spuneam, raionul Râșcani, Republica Moldova, și orașul Dărmănești, din Bacău, România. Sigur că această solicitare de înfrățire nu face altceva decât să apropie cele două localități, cea din Republica Moldova și respectiv orașul Dărmănești, să intensifice colaborarea pe mai multe paliere și în special, aș putea spune eu, poate pe experiența administrativă pe care noi o avem. De asemenea, vine acest acord ca un plus pentru colegii din Republica Moldova în vederea încheierii unor contracte de finanțare cu fonduri europene, în care noi, cei din România, și mă refer aici concret la orașul Dărmănești, poate că avem mai multă expertiză, mai multă experiență. Înainte de a supune acest proiect în dezbatere, am făcut două solicitări către Ministerul Afacerilor de Externe și Ministerul Dezvoltării pentru a vedea punctul de vedere a celor două ministere, de altfel avize obligatorii înainte de a încheia un asemenea acord de înfrățire între două localități. Atât Ministerul Dezvoltării, cât și Ministerul de Externe ne-a transmis prin adresă scrisă avizul favorabil în vederea încheierii acestui acord de înfrățire între cele două localități. Ca atare, acordul de înfrățire îl aveți, l-ați avut la mapă, ați văzut ce am stipulat noi acolo în acordul de înfrățire, ce credem noi că este util pentru cele două părți. Am făcut pe fiecare secțiune în parte, cooperare economică, colaborare reciprocă în domeniul protecției mediului, extinderea și perfecționarea căilor de transport, în special celor rutiere, de asemenea colaborarea între asociații și ansambluri artistice, instituții și organizații culturale. Am aplicat organizarea de competiții și schimburi de experiență între sportive, echipe sportive, specialiști în domeniul sportului și așa mai departe. După aprobarea acestui proiect de hotărâre de Consiliu, vom transmite punctul nostru de vedere colegilor din satul Corlăteni, din raionul Râșcani, Republica Moldova. Dumnealor ar trebui în forul lor legislativ în Consiliul Local să aprobe la fel acordul de înfrățire și sigur după care îi vom invita la noi să semnăm acest acord de înfrățire. Dacă sunt întrebări legate de acest punct, dacă nu, supuneți la vot. Proiectul numărul 8. Cine este pentru? În unanimitate s-a votat și proiectul numărul 8. Trecem la următorul punct, numărul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și al asistenților personali care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2022. Avizează Comisia Juridică și Buget Finanțe. Avizele au fost favorabile. Domnule primar. Câteva precizări și aici. În 2022 a fost publicată Ordonanța de Urgență 130 și 131. 131 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și prorogarea unor termene, și la fel 130 măsuri fiscale, bugetare, prorogarea unor termene. Mai exact despre ce este vorba, începând cu data de 1 ianuarie 2022, cuantumul brut al salariilor de bază pentru funcțiile publice și pentru funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului orașului se menține la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2021. Mai exact, atât pentru funcțiile publice, cât și pentru personalul contractual, dar și la nivel de demnitate publică, salariile rămân plafonate la nivelul lunii decembrie 2021. La articolul 4, în anul 2022, valoarea indemnizației de hrană se menține la nivelul anului 2021, 347 de lei brut. Articolul 5 precizează că în anul 2022 salariații beneficiază de vouchere de vacanță în cuantum de 1450 de lei brut și, foarte interesant, începând cu data de 1 ianuarie 2022, se stabilesc salariile de bază brute ale asistenților personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap, ținând cont de faptul că salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este 2550 de lei. Adică la cei care beneficiază de indemnizație de handicap și la asistenții personali înregistrăm o creștere. Celelalte prevederi rămân la nivelul lunii decembrie 2021. Dacă sunt întrebări. Cine este pentru? Proiectul numărul 9. Unanimitate și proiectul numărul 9. Trecem la numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, extindere de rețea inteligentă de distribuție de gaze naturale în orașul Dărmănești, satele Lapur și Sărătru. inițiator proiectului primarul orașului Dărmănești, Comisia de Urbanism și Buget Finanțe au dat avizele favorabile. Unul din proiectele la care am lucrat mult în ultimul an a fost extinderea rețelei de gaze. Extinderea rețelei de gaze la Dărmănești are două mari, să zic așa, tipuri de contracte. Avem odată extinderea rețelei existente, și aici vorbim de 18,6 km care sunt cantonați în 5 contracte de execuție și care este în derulare și în parte, să zic, am reușit să implementăm acest proiect de 18,6 km. Și al doilea capitol, înființarea de rețea nouă în cartierul Sălătruc și în cartierul Lapoș, acolo unde nu am avut niciodată rețea de gaze. Pentru cele două cartiere, spuneam că s-a muncit mult, pentru că prima etapă care a constat în mai bine de 10 luni, aproape un an de zile, a fost încheierea actului adițional între Ministerul Economiei și operator Delgaz Grid, act adițional la contractul de concesiune. Mai exact, știm că în cele două cartiere va opera Delgaz Grid-ul în furnizarea de gaz. Astăzi am venit cu acest proiect de hotărâre pentru a aproba studiul de fezabilitate. Noi am făcut și un studiu de fezabilitate și știm astăzi cât ne costă extinderea rețelei de gaze în cele două cartiere, da? Și la articolul 1 aprobăm studiul de fezabilitate, la articolul 2 se aprobă devizul general, articolul 3 indicatorii tehnico-economici. Mai exact, pentru cele două cartiere avem nevoie de mai bine de 14 milioane de lei pentru a reuși să implementăm, așa cum spuneam, întregul sistem și mai nou este o rețea inteligentă de distribuție de gaze în Sălătruc și la acest proiect de hotărâre, după ce va fi aprobat, va merge spre o finanțare. Fie mergem pe Programul Național Anghel Saligny, care știm că perioada următoare se va deschide și pentru extinderea rețelelor de gaze, fie căutăm alte surse de finanțare. Cert este că, odată pornit acest proiect de extindere a rețelei de gaze în cele două cartiere, avem certitudinea că în 2-3 ani de zile, sperăm noi, vom reuși să implementăm, așa cum spuneam, o investiție de altfel de care cetățenii mereu au solicitat și considerăm că este necesar. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Da. Unanimitate? Unanimitate. La proiectul numărul 10. O să trecem la proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de predare-primire a unei suprafețe de 13.519 de pătrați teren albe minoră Râuz de către Administrația Națională Apele Române, prin Administrația de Apă Bazenală Siret, către UAT Dărmănești, pentru realizarea obiectivului de investiții, interes și utilitate publică, centura ocolitoare trafic greu, oraș Dărmănești, inițiator primarul orașul Dărmănești, avizează Comisia Juridică, Urbanism și Finanțe. Noi am primit avizele favorabile la toate cele trei comisii. Domnule primar, un proiect foarte mare și foarte greu, anume centura ocolitoare trafic greu oraș Dărmănești. Iată că și acest proiect prinde conturi pe zi ce trece, pentru că am ajuns la obținerea avizelor. Avem studiul de fezabilitate, știm că avem nevoie de o finanțare de 29 de milioane de lei pentru acest obiectiv de investiții. Suntem la obținerea avizelor, așa cum am spus, și o parte din acest obiectiv de investiții se va construi în albia minoră a râului Uz. Acest teren aparține Apelor Române și pentru a putea obține avizul de la mediu era necesară încheierea unui protocol de predare între Apele Române și UAT Oraș Dărmănești asupra feței de 13.519 metri pătrați, în așa fel încât, pe perioada implementării proiectului, acest această suprafață, acest teren să fie în administrarea unui oraș Dărmănești și noi să putem, la rândul nostru, pune la dispoziție constructorului. Deci, la articolul 1, se aprobă încheierea protocolului de predare-primire în suprafață de 13.519 m2 din albia minoră a râului Uz între Administrația Națională Apele Române prin APA Siret și orașul Dărmănești pentru a putea implementa investiția centură ocolitoare trafic greu. Articolul 2. Aprobăm fișa sintetică de date a investiției, care este parte a protocolului de predare-primire. Chiar astăzi, după ce vom reuși să vom termina cu ședința de Consiliu, vom comunica celor de la Apele Române proiectul de hotărâre aprobată cu protocolul semnat și cu fișa sintetică de date. Spuneam că în urma acestei hotărâri ne vom duce cu solicitarea către APM Bacău pentru a obține avizul de mediu. Altfel, rămânem blocați și nu putem să mergem spre finanțare fie prin for, fie prin alte surse de finanțare. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Dacă nu, la proiectul numărul 11, cine este pentru? Da, în unanimitate. O să trecem la proiectul numărul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Dărmănești în cadrul programului pentru dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemului de management integral al deșeurilor la nivelul de oraș, finanțat de către PNRR, precum și aprobarea etapelor, notă conceptuală, tema de proiectare și elaborare a documentului, elaborarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiții, sistem inteligent de management integrat al deșeurilor în orașul Dărmănești. Avizează toate cele trei comisii, avizele au fost favorabile. Da, foarte pe scurt am să încerc să explic necesitatea și oportunitatea acestui proiect de hotărâre. Vorbim de sistem inteligent de management integrat al deșeurilor în orașul Dărmănești. Astăzi, la nivel de România, pot spune, avem un sistem de management al deșeurilor foarte puțin implementat. Și cu toți am auzit pe media că România plătește penalități către Uniunea Europeană datorită faptului că nu își atinge acele ținte de colectare selectivă și de reciclare a deșeurilor. În 2022, 60% din cantitatea de gunoi pe care o produce o localitate trebuie să fie selectivă și trebuie să fie reciclată. Acele OAT-uri care nu vor reuși să atingă aceste ținte vor plăti penalități către sigur, Guvernul României și Guvernul către Uniunea Europeană, Comisia Europeană. Mai exact, fiecare trebuie să ne gestionăm în așa fel sistemul de management a deșeurilor, încât să nu plătim acele penalități, pentru că vom ajunge, din bugetele locale, să plătim doar gunoi, energie electrică, fără să mai avem posibilitatea să facem investiții. Proiectul pe care l-am propus, sistem inteligent de management a deșeurilor, vine să rezolve mare parte din aceste probleme cu care ne confruntăm la nivel local, județean, național. Fiecare generator de deșeuri, fiecare persoană fizică sau juridică va fi sau va beneficia de un sistem de management inteligent. Fiecare dintre acești generatori de deșeuri vor ști exact ce cantitate de gunoi a produs într-o lună, fie menajer, fie reciclat. Este un sistem care, sigur că ne permite să, din acele coduri de bare și așa mai departe ce am vorbit noi, să știm în fiecare zi, de la fiecare persoană, ce cantitate de gunoi s-a ridicat, ce fel de gunoi, și dacă vom implementa acest sistem, fiecare dintre noi va plăti exact pentru ce produce. Și cei care își permit să arunce banii pe fereastră vor genera în continuare cantități mari de gunoi, mă refer aici fie la persoane fizice, fie la juridice, dar vor fi nevoiți să și plătească. În acest fel, credem noi că ne vom gândi de două ori înainte de a scoate pubela la poartă, dacă merită să scoatem acel gunoi amestecat sau merită să-l selectăm. Tot ce ține de partea de reciclat, intenția noastră este să nu se plătească, să fie gratuit, ca să încurajăm cetățenii să-și îl selecteze încă din bucătărie, din curte, și va fi plătit doar gunoiul menajer. Spuneam, decât să dăm bani la comisie pe tot felul de penalități, mai bine să investim într-un sistem inteligent de management integrat al deșeurilor, să reușim să economisim la maxim, dacă putem spune așa, cheltuirea banului public și nu numai, inutil. Deci, sperăm că acest, să zic eu, studiul de fezabilitate pe care urmează să-l comandăm, să răspundă în mare parte la problemele pe care, repet, nu numai noi le avem. Mai mult decât atât, va exista și finanțare europeană și asta înseamnă că, dacă suntem pregătiți din timp, bugetul local va fi, să zic, puțin afectat de implementarea acestui proiect. Dacă sunt întrebări. Vă rog. Ar trebui să mediatizăm mai mult sistemul de strângere de unor respectiv. Că încă se mai pune gunoiul amestecat în pubele. Am văzut și când oamenii și n-aveau nicio vină, au refuzat punct de gunoi din cauza că nu făceau parte din categoria de gunoi care trebuia preluată de rompres. Deci ar trebui să facem spre bancare, mai ales în zonele unde se colectează zona blocurilor, unde sunt pubele pentru blocuri. Ar trebui scrise niște plancare din astea, cum să pune gunoiul și niște camere, și câțiva cetățeni ar trebui avertizați care greșesc ca să ciupă. Cu sistemul de camere, cred că facem mai multă treabă decât cu acele mesaje. Sunt bune mesajele, dar se pare că nu prea ține cont. Foarte ușor ne dă un răspuns. Eu am vorbit cu ceva, cu unii dintre cetățeni și în final nu știu. Da. Vom intra partea asta de informații. Noi am dat și acei culturași prin, eu știu, prin cutiile. Ideea este să înțelegem că trebuie să ne adaptăm noilor condiții. Cu aceste plancare să scriem și ce se întâmplă în cazul în care nu respecti. Adică să spunem și despre sancțiuni. Atunci oamenii știu decât să dau bani, mai bine mă obosesc și scot din bumbă plasticul și îl dau la plastic. Mulțumesc. Dacă mai sunt și alte întrebări, complete. Proiectul numărul 12. Cine este pentru? Toată lumea, nu mai unitate. Trecem la numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Dărmănești în cadrul programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, finanțat de către APM, precum și aprobarea etapelor, notă conceptuală, tema de proiectare și elaborare a documentației tehnico-economice, fază de studiu de fezabilitate, în vederea realizării obiectivului de investiții, creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Dărmănești. Avizează comisii, toate cele trei comisii, avizele au fost favorabile. Câteva precizări și aici. Noi avem un sistem de iluminat public destul de bun la Dărmănești. În mare parte, în proporție de 95-97%, avem lămpi cu LED, lămpi care, sigur, sunt economice din punct de vedere al consumului de energie și eficiente din punct de vedere al fluxului de lumină pe care îl pompează. În schimb, odată cu creșterea necontrolată a facturilor la energie electrică, constatăm dublarea sau triplarea costurilor cu facturile care vin iluminatului public. Acest proiect de hotărâre vine cumva să eficientizeze energetic iluminatul public de treaza orașului Dărmănești. Ne-am gândit să aplicăm la acest proiect pentru a putea găsi și a implementa acel sistem de telegestiune care ne permite ca în timpul nopții, de la o anumită oră, intensitatea luminoasă să scadă, de exemplu, de la ora, nu știu, 12 până la 0, până la ora 4 dimineața, sau în anumite străzi unde, eu știu, poate avem un trafic mai redus, să montăm acei senzuri care să permită să se aprindă lămpile la mișcare. Sunt fel de sisteme care astăzi se implementează în telegestiune și toate aceste sisteme duc la o scădere serioasă a facturii, costului cu consumul de energie electrică. Ținta noastră este să creștem numărul de lămpi de pe raza orașului Dărmănești, dar în același timp să scădem costurile cu energia electrică. Implementarea unui astfel de proiect poate să răspundă la problemele noastre și, sigur, să avem, pe de o parte, iluminat atunci când se circulă pe stradă și, pe de altă parte, să avem niște costuri mult mai scăzute. Spuneam, este proiect finanțat de către Fondul de Mediu. Sper ca să reușim în termen destul de scurt să facem și studiul de fezabilitate. În prima fază am zis că nu e nevoie, pentru că, așa cum spuneam, avem în mare parte schimbate corpurile de iluminat, dar nu avem componenta de telegestiune și de eficiență, așa cum ne-am propus. Dacă aveți întrebări... Da, aș avea o întrebare. Noi nu am putea genera energie electrică, eu știu, prin panouri solare sau ceva, energie eoliană, tot suntem... Da. În ședința din luna februarie, în prima ședință din luna februarie, vom veni cu un proiect care va urmări înființarea unui parc de panouri fotovoltaice pe raza orașului Dărmănești. La fel, l-am întrebat pe colegul, domnul viceprimar, ar trebui să avem astăzi la mapă. Se pare că mai e ceva de lucru la el, dar în luna februarie, la fel, așa cum spuneam, vom veni cu un proiect care să ne permită cumva să ne producem această energie pe care, sau măcar parte din ea pe care o consumăm. Noi avem un studiu de fezabilitate și pentru o centrală eoliană și se pare că acum se vor deschide axe de finanțare pentru panouri fotovoltaice. Și atunci, ghidul este în, nu știu dacă e în dezbatere, nu e în dezbatere, dar noi pe sursă știm că ghidul se va reactualiza. Așteptăm lansarea dezbaterii publică a ghidului și imediat vom veni cu proiectul de hotărâre care să ne poată permite, după aprobare, începerea studiului de fezabilitate. Deci, cu siguranță, urmărim și acest lucru. Pot să vă pun și eu întrebare, domnule? Vă rog. Vă amintiți de un proiect cu centrale eoliană? Centrale eoliană, că mai sus de Sărge, ați făcut o analiză, găsiți un punct acolo. Da, am amintit mai devreme, mai avem un studiu de fezabilitate cu o centrală eoliană. Acel studiu a fost reactualizat și vedem ce ne spune ghidul de finanțare. La momentul ăsta se pare că ghidul de finanțare finanțează doar, sau proiectul pe care l-au gândit, doar panourile fotovoltaice. În ideea în care ar finanța și centrale eoliene, automat ne-am dus cu centrale eoliene. Deci ne adaptăm în funcție de ce finanțări reușim. Sau putem merge chiar și cu un două, dacă avem finanțare. Deci ideea este să găsim și finanțare. Dacă nu mai sunt întrebări... Supunem la vot proiectul numărul 13. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la proiectul numărul 14. Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei numărul 1 și anexei numărul 2 la HCL numărul 87 din 24/9/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și de vizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții centura o coridoare trafic greu în orașul Dărmănești, în vederea obținerii finanțării prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Toate cele trei comisii am primit avizul favorabil. La Programul Național de Investiții Anghel Saligny, care, după cum știm bine, a fost platforma electronică deschisă spre sfârșitul anului 2021, orașul Dărmănești s-a înscris cu 4 proiecte. Șoseaua de centură este unul din proiectele pe care noi le-am depus și în data de 26 ianuarie am primit clarificări de la Ministerul Dezvoltării legat de mici corecții la acest proiect. Sigur că toate corecțiile au venit, sau toate cele clarificări au venit din revizul general. A fost o greșeală la nivel de proiectanți din ce am văzut noi acolo, pentru că în dezbatere s-a pus un model de deviz general de către Ministerul Dezvoltării cu un indicativ 2, care de fapt reprezenta o variabilă, era un model și fiecare proiectant trebuia să, în căsuța respectivă, trebuia să scrie numărul de kilometri care erau aferenți proiectului respectiv. Mare parte dintre ei au făcut devizul general corect, dar n-au modificat acel 2, care au crezut că așa trebuie să arate și asta a fost una din clarificări care influența standardul de cost. Deci, la acest proiect de hotărâre, practic, noi facem acea corecție și mâine vom încărca pe aplicația electronică a Ministerului Dezvoltării noile corecții, atât cererea de finanțare, cât și devizul general, sunt anexe la hotărârea veche, de-aia trebuie să le corectăm tot printr-o hotărâre de cost. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, supunem la vot. Proiectul numărul 14. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 14. Trecem la proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei numărul 2 la HCL numărul 88 din 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a revizului general estimativ pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare infrastructurilor străzi, strada Triarului, Fabricii, Bujorului, Forestierului, Crinului, în orașul Dărmănești, în vederea obținerii finanțării prin programul Anghel Saligny. Toate cele trei comisii și-au dat avizul favorabil. Este aceeași poveste ca în proiectul de hotărâre de mai devreme, corecții pentru Anghel Saligny. Cine este pentru? În unanimitate, proiectul numărul s-a aprobat și proiectul numărul 15. Trecem la proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre pentru modificare și completare anexei numărul 2 din HCL numărul 89 din 24/9/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a revizului general pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare străzi în orașul Dărmănești, strada Gării, Buciumului, Luncii, Primăverii, în județul Bacău, în vederea obținerii finanțării prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Toate cele trei comisii și-au dat avizul favorabil. Este la fel un nou pachet de străzi depus pe Anghel Saligny și ne referim aici în special la cartierul Joseni, Gării Buciumului, Luncii, Primăverii. Am făcut corecțiile care trebuiau. Sperăm să mâine să depunem și să reușim să obținem și finanțare prin Anghel Saligny. Deci la proiectul numărul 16. Supuneți la vot. Cine este pentru? Da. Deci, în unanimitate pentru. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre pentru modificare și completarea anexei numărul 1 și anexei numărul 2 la HCL numărul 101 din 30 ianuarie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a revizului general estimativ pentru obiectivul de investiții, reabilitare străzi de interes local, strada Stejarului, Chimiei parțial, Armoniei, Prieteniei și Florilor, strada Nemira parțial, strada Arțarelor, orașul Dărmănești, în vederea obținerii prin Programul Național Anghel Saligny. Avizează toate cele trei comisii, avizul a fost favorabil. La fel, este ultimul pachet la care făceam referire, Anghel Saligny, un nou pachet de străzi. Interesul nostru este să corectăm rapid, să facem obținerea, posibil obținerea finanței. Cine este pentru? Dacă... Unanimitate și... proiectul numărul 17. 18 diverse. 18. Proiectul numărul 18 diverse. Dacă are cineva ceva de... Domnul Pănică? La diverse... Câteva precizări aș vrea eu să le-am. În luna februarie, în prima parte a lunii februarie, adică până în 10 februarie, vom avea o ședință ordinară pentru aprobarea bugetului aferent anului 2022. Bugetul este în dezbatere publică, cred că mai bine de 30 de zile. Rugămintea mea, toți cei care mai aveți ceva de spus vis-a-vis de buget, eu sper ca să avem o întâlnire în Consiliul Local înainte de data de 8 și o să stabilim, sau de 10, și o să stabilim exact când, să avem o dezbatere între noi pe comisii legate de buget, în așa fel încât undeva 8 sau 9 sau cel târziu 10 februarie să avem aprobat bugetul. 10 februarie, pentru că de la aprobarea de către Guvernul României trebuie să treacă un termen de 45 de zile maxim, termen care expiră pe 10 februarie. Deci noi, în intervalul 1 februarie, 10 februarie, trebuie să avem aprobat acest buget. Sigur că așteptăm ca și Consiliul Județean, care a avut astăzi ședință, să aprobe bugetul și să ne comunice sumele. Noi știm ce sume avem în proiecția de buget, dar în funcție de cum vor aproba și dumnealor bugetul, vom gândi când facem această ședință de Consiliu și mi-aș dori înainte să avem o discuție. Toți cei care sunt interesați de buget, și mă refer aici la persoanele fizice și juridice de pe raza orașului Dărmănești, le recomand să consulte site-ul Primăriei orașului Dărmănești. Acel proiect de buget este în dezbatere, așa cum spuneam, de mai bine de 30 de zile, cred. Completările pe care ni le faceți dumneavoastră ca recomandări, vom ține cont de ele, încercăm să găsim și resursa financiară și, sigur, ne-am dorit și în 2022 să avem un proiect care să fie axat pe investiții. Mulțumesc, vă rog, pe diverse. Da, câteva chestii. Vreau să amintesc că problema românilor s-a reînceput acțiunea de cărat lemne cu forbanajul și nu prea mai ține cont de circulație, pentru că a venit niște polițiști noi care și-au făcut treaba pe aici, s-a liniștit trenul, acum s-au reluat lucruri și că nu se mai întâmplă alte. Părerea mea e să chemăm pe domnul comandant la o ședință, probabil următoarea, oricum cu raportul de activitate pe anul trecut, și să găsim împreună niște soluții, că sunt într-adevăr deranjante multe chestii de la parcări. Parchează, deci joi, de exemplu, era cum e joi la noi, parcarea plină, aici era și în drum, pe partea asta parcate pe trotuar, niște mașini, așa, și a parcat mașina, nu mai că pe ei stau până și de treaba și nu au nicio problemă. Am văzut aici, vis-a-vis de poliție, mașină parcată și că nu, pe o cetățean de Biernie, Roma, dar ce opresc unde au, așa văd că lor nu li se întâmplă nimic. Am auzit că personal am avut probleme, dar nu s-au întâmplat multe lucruri cu cetățenii români și sunt de acord, trebuie respectată legislația, dar nu ar trebui să fie scoși din ecuația asta legislativă cetățenii români. În zona cartierului lor se trece dificil cu mașina. Copiii stau în drum și nu e efectiv nu se dau în parte din fața mașinii. Îi claxonezi și trece așa până lângă ei și au uitat scândător la tine. Da, eu am să fac o adresă către comandul poliției, pentru că tot ce ține de mașini, de oprit mașinile, cade în sfera lucrătorilor din cadrul Ministerului de Interne. A doua precizare, să știți că nu se face niciun fel de deosebire între cetățenii români și cetățenii români. Eu vreau să vă spun că la mapă în fiecare zi avem zeci sute de amenzi, dar se pare că da? Nu este cel mai eficient sistem. Sigur, da. Ideea este că legea trebuie aplicată indiferent cine greșește. Și, repet, tot ce ține de partea de circulație rutieră și așa mai departe, eu am periodic întâlniri cu comandul poliției, să știți că se iau măsuri, se pare că nu sunt suficiente. Vom vedea și ce ne spune domnul comandant la întâlnirea pe care o să o avem în cadrul Consiliului Local. Urmă, avem străzi care urmează asfaltate și urmează, sunt curs de aprobări de finanțări. Poate reușim Poboiește, în zona șipătului, dacă se apărit probabil, înainte de aia, să amenajăm șipătul ăla, pe care să... Am zis noi că ne interesăm și de dacă este potabil, dacă mă gând nu s-a mai adus niciun răspuns, dar zilnic se consumă apă de băut de acolo. Mulți cetățeni merg cu mașini, cu bidoane. Și sigur, nu cred că e zis, nu se ducă 10 cetățeni din oraș, în afară de vecine, acolo se consume apă. La ultima... Ar trebui și analizată. Deci la ultima analiză. Și cred că zona aia mai curată, mai organizată, să facem ceva mai inteligent. La ultima analiză, avea acea apă nu este potabilă. Ea poate fi folosită industrial, dar nu este potabilă. Doi la mână, acolo s-a finalizat proiectul pentru asfaltarea străzii și eu cred că imediat cum vremea permite, vor începe lucrările de asfaltare a străzii și cu siguranță, înainte de turnarea covorului de asfalt acolo, cred în primăvară sau cel târziu în vară, va fi amenajat și acel izvor. Chiar dacă el are rol de, eu știu, apă... Trebuie să spun că zona de animal de apă, nu mai poate intra acolo, nu mai fie cu siguranță. Și dacă este nepotabilă, scrisul, o tărbiță, ceva scris acolo, apa e nepotabilă. Și atunci fiecare care își consumă apă, își consumă. Cetățenii din zona de acolo, se vede când să știu și părinții lor și bunicii au făcut apă de acolo. Da. Nu înseamnă că, dacă nu-i bună, trebuie să mai vedem. Noi punem și amenajat și cine e totul și de acolo și acolo. Mulțumesc. Alte întrebări? Vă rog, domnule. O mică problemă ar mai fi dacă se mai poate interveni pe aici pe acolo cu cei de la cei asistați social pentru a strânge gunoaiele de pe străzi. Au mai apărut în urma topirii, zăpezii și ce au mai așa, au apărut gunoaie pe străzi, dacă se mai poate face o acțiune. Deci zilnic avem acțiuni. Nu știu dacă ați văzut, zilnic avem acțiuni de curățare. De exemplu, vineri s-a curățat tronsonul de la intrare în oraș dinspre Comănești până la Amta și când treceți pe drum veți vedea acolo sacii cu gunoi menajeri strânși. Și acum se lucrează în cartierul Triaș, da? Deci rugămintea mea este să fiți atenți că în fiecare zi există câte un tronson, 2 sau 3 de străzi pe care se face igienizare. Fie ne ducem în cartierul Păgubeni, fie zona centrală, fie Vrătulești. Deci astăzi se lucrează în Triaj. Deci în fiecare zi, cu beneficiarii de ajutor social, avem anumite zone, anumite ținte. Dacă este zăpadă, mergem la înlăturarea zăpezii, dar avem și un plan. Acolo, să aminte, am aprobat un plan de, eu știu, pe care îl aplicăm la beneficiarii legii 416. Deci nu avem o zi sau o săptămână în care să nu intervenim. Problema noastră este că prea mulți aruncă gunoiul și prea puțin sunt cei care îl străduie. Și atunci am cerut și poliției locale mult mai multă fermitate vis-a-vis de cei care aruncă acest gunoi peste tot. În mare, noi reușim să păstrăm acel statut de oraș curat, deci nu avem o problemă deosebită, dar chiar la acest moment, ei sunt pe Consiliul Local, uitați-vă, sunt poze din teren, lucrăm cu 20-30 de beneficiari, cu resurse de la primărie, cu mașini și așa mai departe, pentru a păstra curățenia. Dar, încă o dată, precizez, nu este suficient. Ar trebui fiecare dintre noi să fim mai ordonați, mai serioși și să aruncăm acolo unde trebuie pus în pubelă, nu la voia întâmplă. Dar o altă problemă ar mai fi acele parcuri vecine drumului național, care aparțin CFR-ului. Ar mai trebui făcute niște somații, nu știu, să se intervină cumva, să le mai igienizeze sau... Cred că soluția pe care o găsim sau noi, după ce am făcut 20-30 de intervenții la ei, este să-i punem să plătească 500%. Da. Ori de câte ori. Și în decembrie a fost transmisă ultima adresă către proprietar, către CFR, din diverse motive, fie resursă financiară, fie lipsă de personal. Vedeți că bunurile aparținând CFR-ului, fie că imar, călători și așa mai departe, sunt într-o degradare masivă la nivel de întreaga Românie și uitați-vă în gara, să vedeți în gara ce găsim. Cred că voi veni cu o propunere de majorare 500% a impozitului pe terenurile negrijite și clădiri ce au dumnealor acolo, pentru că nu au răspuns favorabil la niciuna dintre solicitările noastre și găsim de un acord. Dar au răspuns, măcar au răspuns la rândul. Nici măcar un răspuns că vor veni, că vor interveni și așa mai departe. Da. Deci asta este soluția. Noi, cu resurse umane și financiare, intervenim noi și facem curățenia și pe acele zone în care se constată anumite lucruri de la locul. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Mai sunt alte întrebări. Mulțumesc, vă doresc o zi bună și, așa cum spuneam, ne vedem în prima parte a lunii februarie pentru aprobarea bugetului local. Deci, ședința o declarăm închisă. Sănătate, să ne vedem cu bine la următoarea.